primului ministru. Spuneam că diferența nu e majoră, singura obligație suplimentară care se impune în noua variantă propusă de președinte este că anterior unei astfel de mișcări primul ministru să aibă o discuție până la urmă cu președintele, să ajungă la un acord, dar până la urmă decizia tot primului ministru aparține. Și să spunem bucățica de propunere, ca să o numesc așa, care prevede dizolvarea Parlamentului de către Guvernul, îmi cer scuze, Parlamentul de către președinte. O avem și astăzi. Pe aia numai că termenul nu e de 45 de zile, acel termen în care dacă Parlamentul respinge două propuneri de guvern, el poate fi dizolvat, astăzi termenul este de 60 de zile. Este același lucru și astăzi. Diferența fiind o oarecare scurtare a termenului, care e oarecum logică în condițiile în care nu putem prelungi foarte mult o eventuală stare de instabilitate datorată lipsei unui guvern în exercițiu. Da, am trecut prin niște experiențe de acest gen și era să pierdem tranșele de la FMI și de la Banca Mondială, știm. Bun, un alt aspect, o altă propunere care vine din partea președinției este reținerea sau arestarea parlamentarilor se va face fără avizul legislativului. Pomeneați mai devreme de Curtea Constituțională, eu o văd o oaie gri, nici albă, nici neagră, dar o să ajungem și acolo, revin aici, percheziția, reținerea sau arestarea parlamentarilor se va face fără avizul legislativului, conform proiectului de lege de revizuire a Constituției. La articolul privind imunitatea parlamentară se stipulează că parlamentarii nu pot fi trași la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Urmărirea, percheziția, reținerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală a parlamentarilor pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului se pot face numai de către parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Competența de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție. Mi-e foarte greu să comentez această propunere a președintelui. În esență, eu cred că e o idee bună. Imunitatea parlamentară... Exact la asta se referă. Imunitatea parlamentară de procedură, care interzicea diverse acțiuni judiciare în Constituția din 2003, era vorba de reținere, percheziție și arestare împotriva unor parlamentari fără acordul Camerei din care fac parte, a apărut în urmă cu foarte, foarte multă vreme, cu sute de ani aș putea spune, și avea drept scop protejarea membrilor legislativului de, la vremea respectivă, un rege care putea să o ia pe arătură la un anumit moment. Acum, eu cred că trăind în câteva secole mai târziu, nu cred că se pune problema astăzi ca președintele, prin intermediul Procurorului General al României, să ajungă să rețină sau să aresteze vreun parlamentar așa din senin, fără să existe un dosar penal întemeiat pe ceva. Sigur, ne putem gândi la un scenariu de ăsta care nu știu cât de fantezist e sau nu, vreau să cred că e foarte fantezist, în care avem de discutat o moțiune de cenzură și ne mai trebuie, sau avem un vot în minus și brusc o zi înainte, doi parlamentari ai opoziției sunt reținuți pentru 48 de ore de către parchet și așa se creează o majoritate în Parlament. Dar sper că e un scenariu fantezist. Dacă ăsta e un scenariu fantezist, atunci renunțarea la acea imunitate nu e o idee rea. Este o idee rea. Renunțarea la imunitate nu e o idee rea, e o idee bună. Dacă vorbim de asta, este scenariul fantezist. Dacă ăsta e scenariul fantezist. Dacă ăsta e scenariul realist, e o idee rea să renunțăm. De ce? Pentru că dacă... Stați că vreau să înțeleg. Deci dacă au nevoie de majoritatea parlamentară să tracă o lege care nu e ok, lăsăm o parte de jocurile politice. Atunci nu e o idee bună. Dar dacă este o lege Nu. Altceva spuneam. Spuneam că dacă ne imaginăm că putem ajunge să reținem parlamentari doar ca să creăm majorități Am înțeles. Atunci a renunța la imunitate creează o stare de pericol. Dacă credem totuși că în societatea în care trăim nu putem niciodată să ajungem să reținem parlamentari doar pentru a ne crea majorități, atunci renunțarea la imunitate e o idee bună. Pentru că la momentul la care se cere arestarea unei persoane, se iau cel mai banal exemplu, sau cu atât mai mult percheziția unei persoane, ce sens mai are percheziția dacă înainte să fac percheziția, eu trebuie să mă duc în Parlament să discut și camera din care face parte omul să-și dea acordul. Să-și dea acordul, da. Vă dați seama că la percheziție nu o să se mai găsească nimic.
dacă se pune problema de arestare a unei persoane, arestarea după codul de procedură penală trebuie să intervină în situații de urgență în care a lăsa omul liber riscă să producă un pericol pentru societate. Discuția din Parlament cu privire la ridicarea imunității se poate lungi pe 3 săptămâni, pe o lună. Atunci de ce îl mai arestez pe ăla? Nu, categoric. Aici aveți dreptate. Deci, aici, e logic ceea ce spuneți. În plus, Parlamentul ăla care trebuie să, sau Camera care trebuie să-și dea acordul pentru percheziție, reținere sau arestare, nu e totuși formată nici din juriști, nici din oameni cu pregătire, cu pregătire în domeniu. Ei, o să, votul ăla va fi implicit politic. Când amestecăm politicul cu juridicul, de regulă nu iese bine. De aceea, această chestie cu ridicarea imunității și cu desfințarea imunității parlamentare, nu ridicarea ei, desfințarea imunității parlamentare poate să fie și o sperietoare. Știți că la fel de bine nu se poate ajunge până acolo, se poate merge pe trafic de influență într-un caz fericit, ca să nu spunem șantaj, să zică ai grijă că știi ce dosare ai și ce probleme ai, votează cum trebuie. Sigur, ăsta este riscul. Dar asta se poate întâmpla și în zilele noastre, nu trebuie neapărat să ajungă la astfel de lucruri. E un risc pe care trebuie să ne gândim dacă vrem să ni-l asumăm sau nu. Mai există țări care, mai țin cont de imunitatea parlamentară? Aproape în Europa. Aproape toate. Deci noi suntem un pic de pionieri, cum ar veni? Da. Da, probabil că suntem și țara cu cel mai mare nivel de corupție, nu? Sau noi, Bulgaria, Ungaria, câte un pic. Vorbim de țările europene. Peste tot există corupție, numai că la noi e mai vizibilă. În restul statelor europene au totuși parlamente de sute de ani. Dacă sute de ani imunitatea a fost acolo, ea este deja o cutum în parlamentul ăla. E foarte greu să vii după 300 de ani să o scoți. La noi înțeleg. Avem parlamentul totuși de 20 de ani. Nu poate, că le dăm, poate că le dăm idei parlamentarilor și vor putea să trecem, să revenim la monarhie. Nu cred, știți că, cum ați spus, pe vremea monarhiei regele putea să avea drepturi de pline. Bun. Reținerea nu poate depăși 48 de ore, o altă propunere. Proiectul legii de revizuire a Constituției prevede că reținerea unei persoane nu poate depăși 48 de ore. Erau 24 de ore până acum. Modificarea în acest sens este propusă la articolul 23 referitor la libertate individuală din capitolul 2 privind drepturile și libertățile fundamentale. Aici... Asta ca să le dea timp procurorilor să fie mai pregătiți? Sau judecătorului să judece mai... Adevărul este că în zilele astea, cu cele 24 de ore, există o problemă, să zic, de logistică. Pentru că dacă eu rețin, s-a comis acum la ora 9:30 seara o infracțiune. Îmi vine procurorul și reține persoana respectivă. Până a doua zi, procurorul trebuie să facă propunerea de arestare, să pregătească tot dosarul, să ducă omul la instanța competentă, iar instanța competentă să judece în cele 24 de ore. E cam puțin. 24 de ore, de aceea se întâmplă destul de frecvent ca judecata să intervine după cele 24 de ore. Grosul statelor europene, durata acestei rețineri necontrolate de judecători este fie de 48 de ore, fie în alte state de 72 de ore. Noi cu 24 eram cam cei mai pionieri, ca să vă citez bine Europa. Dar presupunem totuși, domnule lector, că în momentul în care vrei sau înaintezi, faci o arestare, ca procuror ar trebui să fie acoperit un pic, să ai dosarul pregătit, să știți, sunt atâtea cazuri în care, nu mai știu unde citeam, 200.000 de români au fost ascultați, au avut telefoanele urmărite și ascultați anul trecut, parcă. Deci, mă gândesc că totuși ar trebui să fie pregătiți, nu? Gândiți-vă că sunt și mai sunt și dosare, mai ales în ultima vreme, o modă cu loturile. Da. Ai un lot de 40 de vameși pe care trebuie să judeci arestarea lor în 24 de ore, devine o problemă. Trebuie să-i aduci de la Siret până la București, să avocaților să apuce să se uite peste dosar. Dar sunt de caz un singur complet de judecată, nu sunt mai multe. E unul singur. E unul singur. Da. Da, așa spune legea, că eu asta chiar nu cunosc. Așa spune legea. Este un singur, se formează un singur dosar, fiind un... Nu sunt da, 40. Asta am înțeles, că ajunge la un judecător. E un singur dosar, un singur judecător. Da. Revenind, totul va depinde oarecum de practică, pentru că acolo sunt maxim 48 de ore. Asta nu înseamnă că procurorul trebuie să ajungă tot în situația de asta. Procurorul vă 24 de ore să nu facă nimic, și după aceea să intre în priză, să ajungem cum suntem astăzi cu cele 24. Ideea ar fi că dacă se modifică, trecem această modificare și ajungem la o reținere de 48 de ore, ea să fie de maxim 48 de ore și dacă problema se poate rezolva în 20 de ore, să se rezolve în 20 de ore. Da. Deci până acum, din cele trei
propunere, amendamente? Sunteți de acord cu ele? În linii mari, da, restul. Adică peste 50% sunt în regulă, nu? Adică sunt pozitiv. Ok. Trecem la patra. Executivul își poate angaja răspunderea doar o dată pe sesiune. Guvernul își va putea angaja răspunderea în Parlament o singură dată pe sesiune, limitare care nu se aplică în cazul proiectului bugetului de stat și celui al asigurărilor sociale. Proiectul prevede că guvernul își poate angaja răspunderea în fața Parlamentului o singură dată pe sesiune asupra unui program, a unei declarații de politică generală sau a unui proiect de lege. Am citat din propunerea președinției. Limitarea angajării răspunderii nu se aplică în cazul proiectului bugetului de stat și cel al asigurărilor sociale de stat. Mai stabilește același articol. La fel ca în Constituția actuală, proiectul prevede că guvernul este demis dacă o moțiune de cenzură depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declarației de politică generală sau a proiectului de lege a fost adoptată. Dacă guvernul nu a fost demis, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat după caz, cu amendamente acceptate de guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declarației de politică generală devine obligatorie pentru guvern. Modificarea asta mi-e foarte greu să comentez în condițiile în care însă și instituția asumării guvernului este o paradox, ca să mă exprim academic și să nu spun mai dur de atâta. Asta nu mai are nimeni. Suntem pionieri cu... Explicați un pic, vă rog. Deci, acum chiar îmi pare rău că l-am venit cu cravata de pionier. Ideea este simplă. Asumarea răspunderii guvernului este o formă de șantaj al guvernului la adresa executivului, prin care guvernul se duce și zice, bun, sau faceți legea asta cum vă zic eu, sau plec. Este o formă de șantaj destul de dură față de membrii propriului partid. Dacă guvernul înaintează un proiect de lege în Parlament, în procedură obișnuită, e posibil, se întâmplă frecvent ca unii dintre membrii propriului partid să mai voteze împotrivă, pentru că pur și simplu nu cred că proiectul ăla este bun. În momentul în care au de ales între a-și demite propriul guvern și a adopta un proiect de lege cu care nu sunt de acord, vor alege varianta să treacă proiectul de lege cu care nu sunt de acord. Pentru că niciun partid nu o să voteze vreodată să-și demită propriul guvern. Asta înseamnă să fii disciplinat în politică, exact, domnule elector. Da. Această instituție a asumării răspunderii guvernului vine în contradicție majoră cu ceea ce scrie tot în Constituția noastră, pe la articolul 67, unde zice că Parlamentul este unica autoritate legislativă a țării. Proiectele astea de lege trecute prin șantajul sentimental la adresa propriului partid ignoră complet faptul că Parlamentul este totuși, așa cum ziceam la început, cel care face regulile sau ar trebui să le facă, și nu guvernul. Guvernul, într-o țară, să zic, democratică în adevăratul sens al cuvântului, are două opțiuni. Să guverneze după legile pe care le dă Parlamentul, după cum dorește, sau dacă crede că nu poate fără o anumită lege, să-și dea demisie. Ați omis ceva și nu cred că e intenționat. Parlamentul este ales de către popor. Deci, da, în urmă, asta... este o politică împotriva propriului tău popor. Da. Iar limitarea care se pune acum la asumarea răspunderii că poate fi o singură dată, sincer, nu ajută tare la nimic. Guvernul nostru a mai trecut printr-o singură asumare vreo 5 legi deodată. Au zis că e un singur proiect de lege și i-au dat, erau de fapt 5, dar le-au înghesuit într-unul singur și i-au dat drumul într-una singură. Iar faptul că se sugerează în textul ăla că ar putea fi trecută prin asumarea răspunderii legea bugetului de stat, asta mi se pare o idioțenie, ca să folosesc cuvinte mai dure. Dar bugetul... legi care se aplică retroactiv, nu vi se pare o idioțenie? Aia. Bugetul de stat sau adoptarea bugetului este prima sarcină oricărui parlament în lumea asta de sute de ani. De când s-a inventat parlamentul, primul lucru pe care l-a făcut a fost să voteze bugetul. Cum poate să mi se sugereze în Constituție că guvernul ar putea să bage pe gât bugetul parlamentului, să zică luați-l așa cum e sau demiteți-mă? Trebuie să luăm o pauză publicitară și vom reveni în direct cu domnul lector Rațiu. Rămâneți cu Transilvania Națională. Bună seara din nou celor de acasă, Florin Otrocol, emisiunea de ce, Transilvania Channel. Bună seara, Transilvania. Vă reamintesc că invitatul din această seară este domnul lector universitar Radu Chiriță, lector la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Drept. Domnia sa este specializat în drept constituțional. Discutăm despre noile propuneri, sau nu noile, propuneri pentru noua Constituție, propuneri făcute de către președinția României. Să continuăm. Deci am fost 4 amendamente până acum, nu? Așa.
Clubul Oradean este un model de creștere a tinerilor. A promovat cu jucători fără experiență. Glumesc, asta a rămas la emisiunea de sport și citeam și eu pe la pauza publicitară ce vorbeau colegii mei. Revenind, sper că ați zâmbit și voi acolo acasă, să continuăm cu ceea ce de unde am rămas. Și anume la a cincea propunere, caracterul licit se prezumă. Asta e o chestie foarte interesantă pe care eu, unul zău dacă am înțeles-o. O altă modificare importantă adusă de președinție proiectului propus de guvern se referă la caracterul licit al averii dobândite. În forma propusă de președinție, paragraful 8 spune că averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Dar a fost vreodată confiscată vreo avere dobândită licit? Da, în anii ilicit. 50. Da, da, licit. În anii 50 s-au confiscat ce avere bine, dobândită licit. Stați că dacă se ajunge iar... A, păi asta nu mai contează. Deci dacă vorbim atunci cu naționalizarea... Da, eu sunt de acord că atunci s-a putut. Dar într-o... Nu mai era un stat capitalism. Capitalist. Știți foarte bine ce s-a întâmplat. Da, se poate. Nu, da. Nu se poate. Aveți dreptate. Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. În anii 50 când a fost confiscată, când s-a naționalizat averea, de la chiaburi până la ce-o fi fost, de la mici industriași, mari industriași și așa mai departe. Se putea confisca averea? Nu. S-a făcut un abuz enorm. Se poate face. Deci, când, ca și, acum, ca și atunci, se poate să nu se respecte. Dar de aia zic, în mod normal, într-o democrație, nu înțeleg cum să-mi iei averea pe care eu am dobândit-o prin muncă. A, nu mă întrebați cum am făcut prin 1 milion de euro, pe care oricum nu-l am. Da? Așa ca idee. Nu. Nu, averea dobândită, nu trebuia să scrie neapărat în Constituție ca să fie clar pentru toată lumea că averea dobândită în mod licit nu poate fi confiscată, deci, evident. După părerea mea este un... După părerea mea mă abțin. De aia spus, aici să mă abțin. Da. Deci, până la urmă, asta e inutilă. Da. Cea de a patra, cea de care vorbeam, și anume, guvernul executiv își poate asuma răspunderea doar o dată pe sesiune, este o mică inepție, da? Un paradox. Da. Bun, deci până acum ai 3 la 2, cum ar veni. 3 pro, 2 contra, da? Bun, nu, să mă corectez dacă da, greșesc, vă rog frumos. Așa. Voi cei de acasă 0-2-6-4, e simplu, 5-8-8-8-8-8. Asta dacă vreți să știți câte ceva despre Constituție și avem și referendum, să știți ce votați. Bun, trecem la a șasea propunere. Parlamentul va fi alcătuit dintr-o singură cameră, asta de cu 300, care s-a și... supus unui referendum da. În 2009 cu ocazia alegerilor prezidențiale din 2009. Iar numărul parlamentarilor nu poate depăși 300 de persoane. Bun, candidații trebuie să fie împlinit până în ziua alegerilor, inclusiv vârsta de cel puțin 23 de ani, pentru a fi aleși în Parlamentul României sau în instituțiile administrației publice locale și vârsta de cel puțin 35 de ani pentru a fi aleși în funcția de președinte al României. Așa era și până acum. Da, știu, dar de ce zâmbesc? Crezi că va fi vreodată un președinte al României? Sau nu, în orice lume asta, la 30 de ani? Nu. 35, hai 40. Nu, nici eu nu cred. 40? Poate totuși. Bun, referirile din actuala Constituție la senatori, deputați, Camera Deputaților sau Senat sunt înlocuite cu formulele de parlamentar și parlament. Categoric. Dacă este o singură... Parlament, bă, cum îi spune? Parlamentul unicameral. Unicameral. Dar știți că domnul Emil Boc și-a dat teza de doctorat pe Parlamentul bicameral. Nu știu, pe separația puterilor în stat, da. Nu, apropo, domnul premier Boc a predat înainte de dumneavoastră dreptul constituțional, nu? Da, să dânsul preda în calitate titular la Facultatea de Științe Politice. La drept era, mă rog, invitat, să spun, sau mă rog. La momentul respectiv, Facultatea de Drept n-avea un cadru didactic care să susțină cursul și atunci îl ținea domnul Boc. Deci domnul premier era la plata cu ora, da. Am înțeles. Nu știți, dar eu, mă rog. Vai. Suntem liberi, domnule profesor. Există vreo libertate? Știți cum? La americani se spune așa, ai dreptul să cutare când te arestează. La noi, știți cum e? Se spune și la noi. Poftiți? Se spune și la noi? Da. Bine. Vremea primul împușcat a făcut energiobie. Deci mandat erou gratuit. Îmi cer scuze, nu vreau să vă ocup mintea cu o chestie, dar în orice caz, am luat apărarea unei domnișoare noaptea pe la 2, se legaseră niște oameni băuți de ea, au ieșit urât,
a venit capra cu trei, ca așa spunea primea sergentul, cu trei soldăței de aia după el, de la Ministerul de Interne, actual Ministerul Administrației Interne, și am ajuns la poliție, la miliție pe vremea aia, secol, aveam 18 ani, era în 89. Și au început să mă ia la mișto, ai dreptul să țipi, să plângi, să iei picioare în funță. Mi-a lăsat aminte, știți? Da, mă rog. Bun, să continuăm. Deci asta se știe, deci nu e nimic. Asta e normală. Care? Asta cu 300 de parlamentari și care nu le va mai spune deputați sau senatori, ci parlamentari. Simplu, e normală și că limita de vârstă, 35 de ani la președinție, 23 de ani în funcție de administrație publică. Da. Deci asta e, o trecem la bune sau rele? O trecem la normale, 4-2. Nu. Nu? De ce? Reducerea numărului de parlamentari nu cred că e o idee bună. Și nici renunțarea la una din cele două camere. Pentru că... Dar nu se elimină, așa zisea, birocrație. Știi? Se plimbă legea de o cameră la alta, trece de deputați, camera putea să duce la Senat. Problema e alta. Noi astăzi nu avem un parlament bicameral în adevăratul sensul al cuvântului. Un parlament bicameral este un parlament în care cele două camere fac lucruri diferite. Sarcinile pe care le are parlamentul se împart în două, o cameră face ceva, o altă cameră face altceva. Ceea ce avem noi azi e un soi de struțocămilă. E un parlament unicameral cu două camere sau un parlament bicameral cu o singură cameră, cum vrei să-i spuneți. Dar nu e nici bicameral, nici unicameral ăsta pe care îl avem astăzi. Trece la un unicameral nu cred că e o idee bună, pentru că ajungem să ne uităm puțin în jurul nostru. Toate statele europene, ca să ne limităm la Europa, mari, mari însemnând de peste 10 milioane de locuitori, au parlamente bicamerale. Pentru că sunt state mari, au inevitabil mai multe probleme și este foarte greu pentru o singură cameră să le rezolve. Parlamente unicamerale au statele mici, statele care au populație de regulă până în 10 milioane și... care în consecință au ceva mai puține probleme. Faptul că noi astăzi luăm cele două camere și atribuțiile lor le trecem în sarcină unei singure camere, nu se schimbe cu nimica lucrurile. Pentru că în noua cameră vor fi nevoie de două lecturi pentru un proiect de lege, două lecturi înseamnă ce înseamnă astăzi. Și azi avem două lecturi, una în Senat, una în Camera Deputaților. Le vom avea, dacă le vom avea de la un punct încolo, în aceeași cameră și n-am rezolvat absolut nimica. Aglomerăm foarte mult acea cameră care oricum este foarte aglomerată cu aprobarea ordonanțelor de urgență ale guvernului. De aceea eu cred că o idee mult mai bună ar fi fost să rămânem la un parlament bicameral, dar bicameral în adevăratul sens al cuvântului, în care Senatul să facă anumite, să se ocupe de anumite probleme, iar Camera Deputaților de alte probleme, astfel încât să fie. Asta ar da rapiditate activității parlamentare, nu reducerea la o singură cameră. Că problema noastră nu că avem două camere, problema noastră este că avem o procedură legislativă absolut ineptă, în care o lege se plimbă de la una la alta, fără ca să fie necesar să voteze în amândouă camerele. E, nici nu-i pionierat, e către autism, așa, formula pe care o avem da, astăzi. Da, mi-a plăcut chestia asta cu autismul. Da. Deci, iar reducerea numărului de parlamentari la 300 este iarăși o idee care mie personal mi se pare prostă. Raportând la o cameră, la un parlament unicameral. La un parlament ca unicameral poate că nu e neapărat o idee proastă, dar altfel luând-o global, 300 de parlamentari cât avem astăzi, 371 avem astăzi. Cei 371 raportat la populație este unul din cele mai mici numere din Europa. În condițiile actuale. Deci cu 300... să supărați telespectatorii care și-au exprimat opțiunea de vot în 2009, mă rog, la referendum și care au spus, da, vrem parlament unicameral, vrem 300 de parlamentari, nu vrem să ne văd cum se vedem cum se îngrașă, cum fac averi și noi să ne. Cred că dacă se propunea maxim 10 parlamentari, trecea și aia la referendum. Nu cred că chiar trecea, după nerea. Deci nu cred că chiar trecea la 10. Acum, bine, eu am înțeles ideea. Bun, ideea este că argumentele care se aduc în favoarea reducerii numărului parlamentar nu țin. Faptul că se face o economie financiară, asta eu putem să o băgăm la capitolul glume. Suma care s-ar economisi sunt nici măcar bani de țigări pentru bugetul statului. Eu l-am calculat-o la un moment dat, e 0,000 nu știu cât de la sută din buget, deci e complet insignifiantă economia financiară pe care am face-o. Îl cunoașteți pe domnul Gura?
Din, mă rog, probabil că ne-am și cunoscut toate de două ori, nu știu. Sincer, da, îl cunosc sigur din... Pe domnul deputat, care este și președintele Comisiei, da, de Statut din Camera Parlamentului. Din Camera Deputaților, îmi cer scuze, Camera Deputaților. Domnia s-a lucrat de zor la... ca și la codexuri, că vreau, nu vreau să le zic coduri, știți? Dar... Da, mă rog, eu n-am nimic de comentat vis-a-vis de chestia asta, dar era bine să... Ce vreau să spun? Vreau să spun că n-ar fi rău să-i... adresați o scrisoare deschisă domniei sale și să-i spuneți lucrurile astea. Sunt convins că știe ceea ce am spus, că nu spun nicio noutate astăzi, au mai spus-o și alții. Sigur, nu din zona politică, poate, dar din zona, să zic, științifică, au spus-o și alții. Da. Regia, ai spus ceva? Deci, fenomenal, în cască am auzit un taxiu. Vreți să vă spun ce a spus? Pe cuvânt, fenomenal. Deci, nu vreau o mașină, deci nu vreau o mașină, dar dacă vreți puteți să-mi trimiteți. Bun. Continuăm. Premierul răspunde, deci asta o trecem la nu. Atunci, 3-3. La nu cu N mare. Cu N mare. Da, dar avem așa, 3 care înspre da și sunt normale, dar în sensul că nu schimbă nimic. Mai avem acea inepție, apoi mai avem asta cu nu mare și paradoxul. Deci până la urmă 3 la 3 cum ar veni, dar mă rog, continuăm. Președintele Traian Băsescu a declarat că în cazul nerespectării secția 4, trebuie să-mi dau casca jos neapărat. Președintele Traian Băsescu a declarat că în cazul nerespectării de către guvern a prevederii privind deficitul bugetar și a datoriei publice, potrivit proiectului de revizuire a Constituției, premierul ar fi primul care ar trebui să răspundă. Deci asta, aici vorbim de premierul răspunde pentru nerespectarea deficitului și a datoriei publice, care nu trebuie să depășească 60% din PIB. Bun? Așa. Deficitul bugetar nu poate fi mai mare de 3% din PIB, datoria publică nu poate depăși 60% din PIB, se mai arată în proiectul de lege de revizuire a Constituției. În proiect a fost introdus un articol referitor la plafonarea deficitului bugetar și datoria publică. Acesta de 3% din PIB, de deficitul și datoria publică 60%. Eu cred că chestia asta nu se poate aplica. Care? Obligativitatea de a menține deficitul bugetar în limita 3% și datoria publică în limita a 60% din PIB. Pentru că bugetul, până la urmă, sunt niște calcule care se bazează într-o formă foarte mare pe estimările pe care le face guvernul. Guvernul poate să estimeze foarte frumos și bine orice deficit vrea el. Dacă vrea să avem deficit de 1%, umflă din pix un pic veniturile și avem deficit de 1%. Nu cred că acel text va avea vreodată vreo incidență. Pe de altă parte, cine trebuie să verifice respectarea acelui text? Teoretic, Curtea Constituțională. Nu cred că în Curtea Constituțională avem atât de mulți finanțiști ca să poată să verifice în ce măsură cifrele expuse de guvern în proiectul de buget sunt umflate sau nu. Vreau să vorbesc stâmpenii, dar din câte știu, nu e niciunul finanțist. Nu e niciunul și nici nu e normal să fie. Da, păi tocmai de aia spun. Nu. Eu am completat ce spuneați dumneavoastră. Deci, o trecem la nu? Da. 4-3 pentru nu. Bun. Răspunderea penală a ministrilor se stabilește prin lege organică. Prevederea din Constituția actuală, potrivit căruia numai Parlamentul și președintele pot cere urmărirea penală a membrilor guvernului, a fost abrogată în proiectul de revizuire, urmând ca răspunderea penală a ministrilor să fie stabilită prin lege organică. Trimiterea în judecată a unui membru al guvernului atrage suspendarea lui din funcție. Competența de judecată aparține în altei curții de casație și justiție. Deci, ceea ce se schimbă este eliminarea unei condiții care există astăzi pentru a începe urmărirea penală împotriva unui ministru, respectiv o cerere care să vină fie de la Parlament, fie de la președinție. N-am avut atât de mulți miniștri cu urmărirea penală începută încât să putem vedea în ce măsură lucrurile se vor schimba într-un sens sau în altul. Cei pe care am avut de fiecare dată cererea respectivă s-a făcut și n-a fost un impediment în calea urmăririi penale. Nu știu vreun caz în care să nu se fi formulat o cerere de începere urmăririi atunci când parchetul a vrut să înceapă urmărirea împotriva unui ministru. Și cred că eliminarea acestei condiții e o idee bună pentru că, repet ce am zis înainte, am amestecat politicul și juridicul unui foarte sănătos. De aceea să pun
să pună o instituție politică ca și președinția sau ca și parlamentul să ceară urmărirea penală a unui ministru care la rândul său este un politic, înseamnă să amestec politicul cu juridicul și nu cred că e bine. De aceea eliminarea acelei condiții mie mi se pare o idee bună. Dar știți dumneavoastră cumva ca membrii în alte curții de casație și justiție să nu fie puși politic acolo? Sunt cei care nu sunt puși politic. Dar probabil că cei care nu sunt puși politic sunt cei care îți veniți așa, care sunt acolo cu state vechi. Știți? Nu neapărat sunt și mai noi care nu sunt puși politic la înaltă curte. Mai depinde la cine ajung dosarele, e drept. Da. Și mai e încă o chestie. Ajutați-mă, poate am memoria scurtă și chiar nu mi-e rușine că am memoria scurtă. Și nu mi-e rușine să fiu atât de liber. Doamne, accept chestia asta, știți? Pentru mine a fost tot timpul presa, a fost o provocare. Tot timpul am zis că trebuie să existe un loc pe lumea asta și pe pământul ăsta unde să poți face o presă liberă, unde să poți să spui exact ceea ce gândești. Adică ceea ce gândești, să faci ceea ce vrei, să nu fii constrâns, să nu fii... Nu. Deci, dacă asta vreau să fac, asta fac. Nu vă vine a crede? Ba da, nu, sunt convins că... Credeți-mă că eu cel puțin așa sunt defect. Bun, deci până la urmă și pe asta o trecem la lea 4, așa, hai să fie... Da. Dar erau lea 3 care hai să fie. Dar nu încurca pe nimeni limitarea pe care o avem astăzi. N-am încurcat niciodată și mă îndoiesc că va încurca. Dacă împotriva unui ministru chiar se dorește începerea urmăririi penale către parchet, mă îndoiesc că fie președintele, fie parlamentul nu va face acea cerere. Da, primesc și eu mesaje aici. Călin, mă întreb dacă sunt sigur că sunt liber sau ce mă întreb, ca să știu. Să revenim. Simpatic. Vorbeam cu Călin Zăre și colegul nostru de la TV. Dragilor, am uitat. Nu știu, nu sunt distrat. Dar chiar am uitat și vreau să vă întreb. Adică am pornit și am ajuns la altele. Știți vreun ministru care a fost urmărit penal? Că știm ministri urmăriți penal. Că a spus dumneavoastră, nu asta așa de mulți. Și care să și fi primit, să și fi fost condamnați? Da, domnul Mureșan, fostul ministru al agriculturii, a fost condamnat nu cu multă vreme în urmă, dacă nu mă șală pe mine memoria, 6 ani de închisoare. Aveți dreptate, am uitat. Am uitat. Cred că sunt prea timorat acum de ministru, de ancheta a ministrului Iudiții. Și de aia, Iacob Onicaliții, să specific. Bun. Mai avem încă o propunere, 5 ani mandatul președintelui, care iară s-a votat prin referendum și... Ba, asta nu. Nu, asta nu. Și astăzi avem 5 ani. Da, știu, este în vigoare. Că de-aia au fost în 2008, au fost alegerile parlamentare și locale și în 2009, un an. Din 2003 încoace. Este mandatul președintelui de 5 ani. Din 2004. Da, acum, mă rog, mandat, Constituția modificată în 2003, aplicată de la mandatul din 2004. Deci asta iară... Nu înțeleg de ce a venit cu propunerea asta. Dar nu cred că se schimbă nimic. Aveți dumneavoastră ceva informații greșite acolo. Nu știți că nu de-am greșite. Că chiar am studiat. Am stat astăzi ore întregi să mă uit și să înțeleg Constituția, că nici eu nu știu pe de rost. Să... Nu știu drepturile. În raport de președinte, ceea ce se schimbă este procedura de suspendare a președintelui, nu durata mandatului. În sensul în care astăzi, pentru suspendarea președintelui, este nevoie de un aviz consultativ de la Curtea Constituțională. Da, da, potrivit. Da, proiectului de lege inițiat de președinție s-ar solicita nu un aviz un aviz consultativ de la Curtea Constituțională, ci un aviz obligatoriu de la Curtea Constituțională. Bun. Și? Cu asta suntem de acord? Nu. Adică dumneavoastră, nu? Nu. Curtea Constituțională are 9 membri. 9 judecători. 3 dintre ei sunt numiți de către președinte, celălalt 6 de parlament, cel mai probabil vreo 3 din aia 6, cel puțin de către partidul președintelui. În consecință, președintele are în orice moment... Nu, de partidul președintelui în România, că poate fi numit de partidul care e majoritar la guvernare. Da, sigur, dar la noi, de regulă, sau cel puțin până acum s-au confundat. E foarte greu, foarte greu să ajungem în situația în care să avem o curte constituțională complet independentă de președinte. Fie avem situația
care a fost până acum, în care Curtea Constituțională a fost în permanență trup și suflet alături de președinte, în majoritate, fie putem ajunge sigur la o situație în care Curtea Constituțională să-l urască pe președinte. Dar, indiferent de cele două situații, un aviz obligatoriu de la Curtea Constituțională pentru suspendare nu ne ajută. Pentru că dacă avem o Curte Constituțională favorabilă președintelui, orice propunere va pica din fașă și ne putem trezi cu un președinte care să poată să facă orice pentru că se știe protejat de Curtea Constituțională, fie putem ajunge în situația în care să avem o Curte Constituțională care să-l urască pe președinte sau nu să-l urască, să fie pe o poziție contrară cu președintele, caz în care cea mai mică propunere poate să conducă la o suspendare a președintelui abuzivă. Pentru că, repet, avizul Curții Constituționale ar fi obligatoriu. Dacă din cei 95 judecători de la Curtea Constituțională ar spune că președintele trebuie suspendat din funcție, va fi suspendat din funcție. 5 din 4, majoritară. 5 din 9. 9, adică da, în ce scuze, 5 la 4, 5 din 9, majoritară. Ceea ce mie mi se pare periculos ca 5 oameni să stabilească asta. Da. Apoi, aici este o chestie foarte interesantă, o altă prevedere, o altă propunere, îmi cer scuze, a președinției este ca și Curtea Constituțională să nu mai voteze în secret, adică votul se va face în secret, dar să se facă publice, să nu mai ține secret rezultatele votului. Se cam știu și astăzi. Pentru că... El aici apelează un pic, adică nu el. Președinția spune că e nevoie de transparență ca să fie mai credibilă, da, decizia Curții Constituționale. Și astăzi, în condițiile în care există, nu există unanimitate la Curtea Constituțională, judecătorii aflați în minoritate au obligația să redacteze opinia separată. Sau, mă rog, să-și precizeze în scris punctul de vedere. Și atunci e foarte simplu de văzut care judecători nu au fost de acord cu opinia majoritară. Deși asta e un bluf. Da. Câte blufuri avem, domnule lector? Mai multe. Mai multe. Bun. Și acum trecem la o chestie delicată. Avizul consultativ al minorităților cu privire la dezvoltarea și exprimarea identităților etnice, culturale și religioase. O spun? Eu personal... O spun pentru telespectatori, dacă îmi dați voie. Nu mai avem timp. Le spuneți dumneavoastră. Se introduce un aviz consultativ din partea organizațiilor minorităților pentru diverse acțiuni ale statului în acest domeniu. Eu, sincer, eu sunt jurist. Ca jurist sunt de formație extrem de pragmatic. Avizele consultative, pe mine ca și jurist, nici nu mă încântă, nici nu mă descântă, pentru că sunt consultative. Bun, sigur, e obligatoriu să cer părerea. La câtă vreme părerea, dacă vrei să ți-i condea bine, dacă nu, nu, e ca și cum n-ai fi cerut-o. În consecință, orice obligație de asta pur consultativă, după părerea mea, poate să și lipsească, poate să și fie acolo, că e ca și aspirina. Nici nu te omoară, nici nu te ajută la nimic. O să fiți surprins dacă citiți efectele secundare ale alvocalmidului și aspirinei. Bun, ca și dar numai dacă le citiți, că oricum, ca efect, n-am auzit pe nimeni să le întâlnească. Deci una peste alta, aceste propuneri n-au acoperire din punct de vedere, hai să spunem, logicii. Ca să nu, dacă mai este timp, aș vrea să subliniez o propunere peste care am sărit și care mi se pare cea mai gravă dintre propuneri, cea de modificare a componenței CSM-ului. CSM-ul, Consiliul Superior al Magistraturii, da, este astăzi dominat de judecători. Judecătorii sunt totuși singurele persoane din statul român care beneficiază măcar de o prezumție de independență. Potrivit proiectului, numărul lor va fi redus și vor fi înlocuiți cu reprezentanții societății civile numiți de către Parlament. Acum, după mine, ăla care e numit de către Parlament nu e reprezentant al societății civile, ci e reprezentant al Parlamentului, iar judecătorii vor ajunge să fie în minoritate. Rolul, de ce mi se pare foarte gravă chestia asta? Pentru că CSM-ul are două roluri senzațional de importante pentru funcționarea statului român. Numește judecătorii la Înalta Curte și numește președinții de instanță. Să înțeleg că politicul suspectați o idee de amesteca, de a controla politicul. Da. Pentru că în momentul în care vom avea din 19 membri CSM-ului doar 5 judecători, aia poate să fie oricine și poate să facă ce vor, că nu mai fac absolut nimic de capul lor. Numirile la Înalta Curte, numirile de președinți de instanță se vor face peste capul lor și acum e absolut nefiresc ca
un reprezentant al societății civile, cine o fie el numit de către Parlament, să știe mai bine capacitățile profesionale ale unui judecător care vrea să promoveze la înalta curte decât colegii lui judecători. Trebuie să încheiem. O ultimă întrebare, răspundeți cu da sau nu. Credeți că va trece Constituția noului format? Nu cred că va trece de Parlament în formatul ăsta. Mulțumim foarte mult, domnului lector Radu Chiriță, pentru prezența în emisiune. Dragilor, o seară plăcută cu Transilvania Channel. Ne revedem și ne auzim mâine, începând cu ora 21.